Cele două autoturisme circulau pe drumul național 67 Turnu Severin-Motru în aceeași direcție. În fața fostei fabrici de apă grea din localitatea Halânga, șoferul mașinii jandarmeriei a încetinit cu intenția să vireze la stânga și să intre în parcare. Dar conducătorul autoturismului care venea în spatele său nu a văzut manevra la timp și a intrat în plin din spate în mașina în care erau trei jandari. Ați lovit din spate? Am lovit din spate, da. N-ați văzut că a semnalizat? Sau... Eram în depășire și... am dat în frână, dar asta e, s-a dus pe frână. Mai erați cu cineva? Da. E grav rănit? Nu. La locul accidentului au sosit trei autospeciale de salvare și un smurt. Toți cei trei jandarmi au fost transportați la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin pentru că au suferit mai multe traumatisme. Tot la spital a ajuns și pasagerul din mașina civilă. Am găsit număr de 5 victime, participante, ocupante cele două autoturisme implicate. N-au fost încarcerate, n-a fost nevoie de descarcerarea dumneavoastră, se aflau toate afară, dar din cele 5 victime, 4 au acuzat diferite traumatisme. Cei doi șoferi au fost testați, dar nu consumaseră băuturi alcoolice. Șoferul neatent s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și va rămâne pentru o perioadă fără permisul de conducere.